Câți ani ai făcut de radio, de tăți? O masă se uitau urât la alta. Eu țin minte și acum era masa mirelui cu masa nașilor. ce erau cam de-o vârstă. E, de așa se uitau urât unii la alții. Am lăsat ștorți, că ești afară. Și încă țin minte, și mașina mea era parcată prima. Nu știu cum la... Și eu în gândul meu băieți, mai departe de mașină, eu mai nu-i conduceam. Era, știi cum la rugby uh, se adună adun în grămadă, bagă capetele în fundurile uh, altora da, da. da. și începe să se mișca. Și toată grămada asta, iată așa, se mișcau și săreau cămăși, genți. Scenariul de la nuntă lui Andrei Scenariu Sorucianu. Scenariul de la nuntă lui Andrei Sorucianu, unde Ion Sorucianu era socru mare. Masa mare, oglinda societății moldovinești. Fiul de profesor, ai simțit vreodată este asta că... Spun o vorbă care era așa, Și de-am dat cu directoră. Oameni ca pe Oamenii sunt Stop, 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 încă o dată. Stop, încă o dată, o dată. da. <laughs> și o zis. Din nou filmăm. Partener general OTP Bank. Sergiu Beznițchi, la Titania. Onorat să vii aici. Și eu onorat, mulțumesc. Noi avem ceva în comun. Noi am Ias, lucrat spune. pe aceeași frecvență, dar la posturi de radio diferite. Da. Eu A... am lucrat la Radiosanatatea în studenței. Așa, da, da frecvența e pe... aceeași. Și -a pe jurnal TV-ul cumpărat. Radio uh -huh. Sănătate. O cumpără frecvență. Da. Înseamnă că... 2009, cred. Că Înseamnă că era. e bine. Eu nu știu când, cum. Domnul gândea, știi? El e... Dar tu când ai ajuns la radio? În general, la radio? Da. În 97, deci în mileniul trecut. Ca să nu spun în secolul trecut, că e mai aproape. Când spui în mileniul trecut, gata. Sună da, 40% au căzut, știi? De la tensiune. Da. Dar la ce post ai dus prima dată? Luceafărul, Modern Club 805. Bineînțeles, multipostul și atunci era Unda Liberă și Radio Nova. Nu era foarte mult. Nu, nu, nu. nu, nu. Polidisc era, da. Dar cum A. ai ajuns? foarte interesant. Tu ești economist, tu da, ești da. Un părință matematică făcut, nu ai tu treabă cu... Economist, știi cum se scrie? Cu S-T la urmă. Nu. Econo i S-E-D. s, -s -i -e -d. Din engleză, mist -i ratat, știi? Adică oh. cumva am ratat zona asta, dar zona de <laughs> angajată în economie, pentru că economie facem toată lumea. Nea, nu, la radio a fost o istorie foarte interesantă uh, împreună cu o colegă de care mi-i dor recunosc și n-am văzut-o de mult, Angela Banare îi spune, căsătorită în Franța, de mult. Habar n-am cum am ajuns la, pot să zic numele ăsta, pentru că firma nu mai există. Sigur, poți să zici orice firmă, chiar și dacă există. Stai, eu sunt obișnuit să nu spun în Nu facem la post Nu mă tem, nu. Alina Electronics vindeau televizoare electrocasnice. Da. Și nu știu cum am ajuns la ei să traducem pașapoartele din engleză în română. Pașapoartele produselor lor. Eu cu Angela. Uh, și atunci, uh, ei aveau birou pe tricolorul lui, deci lângă Ștefan cel Mare. Eu mi-aduc aminte cu lux de amănunte totul. Și Angela pe atunci uh, se întâlnea, se iubea, prieteneau, habar n-am, nu mai știu, cu uh, Sergio, prieteneau, cred că, cu Sergio Reilianu, uh, actualul director Radio Play, uh, care lucra la uh, Radio Național. Și eu, fiind împătimit, plăcând mi foarte mult creația lui Jim Morrison și Doors, Păi, am adus vreo trei cărți, o colecție de CD-uri, am zis entuziasmat că s-ar putea cumva gândurile mele să... fără să mă gândesc că eu ajung la radio. Sergiu, na, îți dau material, Fac fă-te rog tine. tot, na, fă ți rog o emisiune despre... Sergiu, până în cod de... de... a zis Mars. bine, diplomatic, a zis bine. După care, peste vreo două-trei zile, bineînțeles că nici nu a deschis cărțile alea, zice, dar nu vrei tu să faci? Și am început să dârdei de emoții. Ei, nu știu, dar, cum, dar, dar, dar Până la urmă am ajuns în studio acolo. În fața mea era uh, Viorel Balan, cu care am lucrat, pe urmă, la Radio Contact. În studio înregistram uh, emoții extrem de mari. Deci nu era live, nu era emisie directe, era. Nu conta. Oricum. Dar uh, acele texte eu le am și acum păstrate frumos pe niște hârtii subțiri, galbene și am realizat acel ciclu de emisiuni despre Jim Morrison și Dors. Mergeam, înregistram, după aia mergeam la Cămin, pe Florilor, unde stăteam și ascultam 10 sau 15 minute, erau seara, pe la 7-8 date în emisie. Atât de fain, atât de interesant. Culmei că majoritatea oamenilor când își aud pentru prima dată vocea înregistrată, ei fac... Da, cam așa știi? este. Reacția, reacția de genul ăsta, și la mine a fost reacția asta, înțeleg reacția asta, dar am zis că trebuie să mă obișnuiesc cu propria voce. Deci nu... Acolo a fost început o foarte fain, Câți foarte entuziasmat. Uh, Resident? 97, 26 de ani. Tinerel. Tinerel, da. Încă eram student, pentru că eu am absolvit în 98. Okay. Încă eram student, da. Și ai continuat să faci economii, chiar dacă erai pasionat de cu tot altceva. Până la urmă, am făcut 5 ani de asemenea facultatea finanțe, deci totul conform legii. Da, am, am absolvit, în regulă. Cu acte în regulă. Dar după postul ăsta de radio, care a urmat? După postul ăsta de radio, a urmat Radio Contact. Eu aveam o emisiune acolo, Tras de limbă se chema. <laughs> ok, serios? Da, 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 o emisiune de duminică, două ore uh, duminică. Tare aș reasculta anumite chestiuni, să văd, pur și simplu, prin comparație. Dar nu, păstrat. Știi? nu știu. Mm, din nou, uh, anumite chestiuni, câteva fotografii, uh, jingluri, eu țin minte și acum, mi-au înregistrat uh, eu, Gem un jinglu, uh, tras de limbă... Uh, tu ești tras de limbă. Ah, erau mai multe, un ciclu de, de jingluri. Tu ești tras de limbă de Sergiu Beznițchi. Era română. Tia nu zăiezâc, Sierhihim Beznițchim. Ah. Da, uh, <ếnțion tractor natürlich>, da, da, uh, are... da. You are pulled by the tongue by Sergiu Beznițchi. Uh, tirado de la lengua. De -ne. De -ne. Deci, țin minte... Și uh, în franceză era, uitat. Fain, adică avem și invitați, aveam muzică bună de care nu se prea dădea la radio... Și azi fac același lucru, caut muzică ce nu se dă la radio în mod normal. Ca altfel nu, nu are lumea acces. Ei singuri nu caută, decât vorbesc nebuni muzicieni sau nebuni pentru muzică bună. Nu, dacă asculți doar radio, ratezi multă muzică, tone de muzică bună. Dar e adevărat că undeva în stomacul nostru, în subconștientul nostru, să registrează niște emoții și atunci când faci acțiunile, auzi piesa sau faci, nu știu, ai un microfon în față, îți reamintești de cele emoții. Eu, de exemplu, am lucrat și la Corella FM, și la națională FM cu uh -huh. Eugen Baracci, apropo. Uh -huh. Uh -huh. Dar eu când aud și acum la, la Corella FM jingle-ul și ăla, mi-e să faci stomacul piatră. Dar muzica are, are uh, capacitatea asta de a te răscoli și de a te duce în, în trecut, în momentele uh, de cotitură. Da. Uh, îți dau un simplu exemplu. un Medleacul la discotec. Da, da, <laughs> da. Exemplu. All that I have is all that you give me. Uh. Și gata. Te... <laughs> Eu țin minte care că exemplu? înainte de uh, Olimpiezile la matematică la care participam, uh, ele erau duminică, eu vorbesc de alea de la Raion, de la, la da. Hâncești, și odată am mers și la Chișinău, la Aia Republicană. Înainte de asta, vineri încheiam orice fel de, de matematici, sâmbătă era zi de curățenie și muzică, okay. și duminică era Olimpiada. Și dacă îmi pui un album anume semnat de țoi și chinoa, eu mi-aduc aminte exact cum făceam curat, exact timpurile alea. Exact, deci, ea te, ea te conectează cu realitatea acelor timpuri. Un singur exemplu, pentru da, că da, da. fiecare și are blocul său de uh, melodii, cântece, muzică, uh, care te duce în, în stări și în epoci. Și tu lucrezi cu asta. Și asta lucrez... e munca ta. Da, e fantastic, da, da, da. Asta da. e Tu lucrezi cu emoțiile ieri oamenilor. Am ieri am descoperit, descoperit <laughs> un cântec superb semnat de Scorpions din 1972. Superb. Na. Nu știam. Deci... Și dat, -o... Ai dat -o la radio. N-am dat-o azi. M-am gândit, m-am gândit să o dau, dar... Tocmai fix de la radio. Fix de la radio. Deci urechile nici nu s-au rășit. Nu, nu. <laughs> deci nu au rășit. Nu, e regulă. De asta și spuneam, zic, tocmai am fixat microfoanele. Dar microfane. știi, apropo, dar... Cu chestia asta cu muzica, mai sunt anumite aspecte. De exemplu, anumite chestii care provoacă emoțiile. De exemplu, eu sticluțele de la parfum niciodată nu le termin. Uh -huh. Pentru că le las un pic. Pentru că perioada când am folosit acest parfum, eu am trăit anumite emoții, anumite evenimente în viața mea. Știu ce spui. Și îl păstrez. Și peste ani mi-aduc aminte, pentru că în sticluță a mai rămas ceva, mi-aduc aminte cum am trăit perioada aceea din vedem. Eu nici măcar n-am să fac o paralelă. Eu am un parfum de care îl folosesc foarte rar, tocmai pentru că nu-l mai găsesc nicăieri și uh, îl țin pentru anumite momente care eu le consider poate mai speciale decât altele. Deci nu merg în altă zonă. Stare. Da, da. Pac, ai dat aici și aici, aici și mai dai și pe la nas. Gata, tu ești în altă lume, deși ești în aceeași lume fizic. Da, cu oameni. Noi lucrăm cu, cu capacitățile noastre, da, da, da. Și apoi subconștientul e o... A, Mister. E o mare inepuizabilă de, de situații și fel de fel de alte momente. Cel mai recent lucru mare pe care l-ai făcut este oameni ca păpădiile. Așa. Oamenii ca păpădiile? Oamenii ca păpădiile și... Ai Păi da, tu, de sus, mai, tu, mai, tu, tu mai nu mai citat din, din uh, uh, poemul de bază a acestei a acestei cărți. Există un rând uh, care sună în felul următor. Din oameni poți să faci orice. Poți face păpădii să-i sufle și ei să nu mai fie. Deci un rând. Și de acolo aș porni și denumirea. Pe mine de mult, uh, de mult. Vorbind de cartea asta, pentru că a, această carte a, e cumva un rezumat al gândurilor mele, a, luptelor mele, micilor mere proteste sau marelor mele declarații de dragoste în ultimii trei ani. Și a, în acești ani din în 2020 încoace a, mi s-a subliniat încă o dată cât de fragili suntem noi, oamenii, a, și cât de neputincioși, părându-ne de fapt că nu avem noi multe, deci și nu ești. Absolut. Ideea acestui poem care se cheamă Mie însumi este o, o scrisoare, o epistolă de la mine către mine, de la mine acum către mine atunci, mai tânăr. Perioada aia de, de radio, de 20 de ani, aia frumoasă, la care toți se raportează. Absolut. Și îți spun ce am în vedere un pic mai târziu. De ce ai hotărât? Cât de tare te schimbat tu, Sergiu, de acum? Pe anumite canale noi toți ne schimbăm. Pe care anume fie parțial decidem noi, fie parțial ne ajută și oamenii care ne înconjoară. Pentru că noi suntem și reflexii și sume ale oamenilor care apar în viețile noastre. Nu avem cum. Chiar dacă mi se pare că mă, nimeni nu m-a influențat, că eu stare, că eu spăun, păun, că eu sunt curcan. Pleașă ești, păun sau curcan. Deci este imposibil să nu fie afectat, pozitiv sau negativ. Ca merele. Știi merele când le pui cu unul stricat? E suficient unul să fie stricat. Apropo, și despre, și despre, mere este un gând în, în, carte. Chiar am să insist la gândul ăsta și chiar am să te rog să, să lași asta. Las. Noi am făcut un film în baza cărții cu Leontina Vatamanu și la lansare l-am prezentat. Acum, peste două săptămâni, asta e în premieră, Stă încă lumea nu știe decât doi trei oameni, dar am pornit, zic. Deci exclusivitate. Exclusivitate, dacă, depinde când o dai pe post, s-ar putea... Cât mai repede ca să fie exclusivitate, nu dă să spui altceva. Da, uh, pentru că o să apară, bineînțeles, pe uh, pregătim afișele acum. Uh, avem un turneu prin România, în șapte orașe ale României, cu lansarea cărții și prezentarea filmului. Okay. Și cu Leontina Vatamanu am făcut uh, acest film. Leontina și OVH, frumos. Uh, a ieșit o, o frumusețe de film ne-am gândit, stând la o cafea cu Leontina, întrebam, pentru că în capul meu mișunau tare multe gânduri, și să, nu, nu, voiam pur și simplu să vând cartea și să iau banii. Și cu banii îți duci viața. Nu voiam asta. Zic, uite, vreau să vând cartea, dar cu banii vrem să facem ceva altceva. Cumva. Și până la urmă, cu ajutorul Leontinei, am ajuns la ideea și gândul ca să finanțăm editarea altor cărți, ale altor autori care n-au susținere, n-au bani, n-au sponsori, n-au nimic, dar au ceva de spus. Uh, și m-a naripat ideea asta și asta facem, adunăm banii și din vânzarea cărților. De asta e bine să cumperi o carte, dacă vrei, că nu forța... să da, dar... cumpărați o carte și ajutați ca alte să asta... fie publicate. Exact, da. Dacă, dacă, dacă pe tine te încălzești gândul ăsta, atunci e minunat. Tu ai să cumperi o carte... Banii nu vin la mine. Deci, pe bune, căutăm și deja am uh, doi autori uh, ochiți. Selectați? Uh, ochiți, deocamdată. Uh, Unuia chiar i-am spus. Uh, ia și ți aranjează poeziile sau gândurile că venim. Și în afară de asta, eu știu că sunt chiar lucruri de citit acolo, de tras de acolo, de, de extras Tare de acolo, sper. de trăit. Din acele versuri. Despre poem și ziceam despre transformări și mediu. Transformarea ta într-un mediu în care te-ai aflat de când ai început radio și până acum, știi? A, mie la capitolul ăsta îmi place o întrebare. Ce-ar fi fost dacă? Și într-atât de tare te poate tulbura acest exercițiu, încât trebuie să te întrebi, merită să-l fac sau nu, știi? Ce-ar fi fost dacă în... 1997, Sergiu Reilian nu m-a invitat la radio. Ca exemplu. Ce ar fi fost dacă noi cu Angela nu mergeam la tradus parte. Ce ar fi fost... Și așa mai departe. Deci o mulțime de... Uh, Dar asta de e ben. bun exercițiu pentru minte, pentru uh, imaginație. Dar uneori te poate tulbura dacă insiști. Și îți poate aduce un favor în sensul în care tu zici mersi, sunt de acestea. Merci, dar niciodată n-ai să știi Recunoște. cum ar fi fost dacă ar fi fost altfel. Și asta te poate, te poate mânca. Uite, nu știi, tu nu știi. A fost un film german, mi-l aduc aminte, Fugi, Lola, Fugi. Trebuie să fie undeva pe YouTube, dacă aveți ocazia, uitați-vă la el. Esența, mesajul acestui film este exact asta. Filmul e împărțit în trei. Și într-un moment, eu nu țin minte exact, începe o acțiune și se întâmplă varianta A. Și este prezentată varianta A. După care, o scurtă pauză, e același film. Începe aceeași acțiune și Lola se împiedică. Ah, okay. Din acel moment, se schimbă. se schimbă cu totul, deci după principiul bulgărilui care vine din vârful muntelui. În a treia variantă, varianta C, E cu totul altă istorie, tocmai din cauza că a ieșit din casă, dar a uitat să-și ia. Dar prima variantă a ieșit imediat din casă, știi? Și totul se schimbă. De asta mi-a plăcut și întotdeauna, din când în când, chiar la al ieri sau la al alte ieri la radio, întrebam ascultătorii să ne scrie pe WhatsApp ce, ce cazuri au, ce situații au trăit în viață cu acest ce ar fi fost dacă. Pentru că ele, ele, există. Tu ai avut? Uh, -ac acum ți-am dat exemple. Bine, exemple de... Nu, da, serio situație serioasă. Eu, eu odată trebuia să merg acasă la Ungheni uh -huh. și lucram la televiziune, trebuia să-mi termin reportajul, dar erau niște detalii pe care putea să le fac editor de imagine. Uh, burtiere trebuie să spună numai. Și el așa de tare a insistat, da, jucă uș, nu, rămâi, ca să-i treaba ta, nu, eu trebuie să o fac, ca să-i fixa ta treabă. Și eu, ok dacă tu insiști, am stat și am întârziat la acel autobuz care ducea spre un gen. Ulterior am aflat că acel autobuz a avut accident, șoferul a murit câțiva în spital. Da, vezi da, situații. Dar dacă nu mă oprie, da. Situații și noi nu știm, nu știm. Ce ar fi fost dacă? Ea. ea na, 11 septembrie, poveștile alea care au venit da, da, da. cu câțiva. Colustinare într-una. Exact, da. Că unul ia copilului făcea probleme acasă și băsta ăsta se înerva când târzie la serviciu. Dar de câte ori ne-am surprins cu oamenii din jur, știi? Și asta îți dă pace printre altele, împăcare și împlinire, știi? Se întâmplă ceva, zici. Mă, dacă s-a întâmplat asta, probabil Dumnezeu m-a ferit de ceva mai rău, știi? Și dacă tu pornești cu gândul ăsta, că. Deși e nervant la momentul T0 ce ți s-a întâmplat, că ai ratat autobuzul sau orice, da. orice îmi zici, stai puțin, ce-ar fi fost dacă... Și dacă îți bagi acest ce-ar fi fost dacă, tu cel puțin te calmezi. E ușor de trăit. Da, da, bucur, te că... și în general, eu fac o, o adnotare aici referitor la... Oamenii se plâng, mă, luni, zi grea, cine ți-o băgați în cap că luni, zi grea? Dar de ce nu mulțumești că vezi, că mergi, că... Pentru că omul care n-are ce ai tu, se bucură de luni, de, de tot ce vrei. De luni, marți, miercuri, nu fluioasă. contează. Orice. Dar tu te mărâi pentru că îți pare că le ai pe toate și ai da. blat cu Dumnezeu. Da? Nu, nu e rosie asta. Înseamnă că dacă o luăm așa, putem spune că există soartă? Uh, o fi existent. Eu cred că există predestinare cumva. Și asta, la fel, te ajută și în cazul gândului la moarte, știi? Mai știi ce se întâmplă? Uh, sigur, ți s-a întâmplat și ție și altor oameni. Cineva din, din preajma ta moare de cancer. Tu, deodată, te gândești la tine. Doamne ferește, mă și mine, mă durut gâtul, mă tin și mine, nu știu cum, nu știu ce, e, te influențează informația în sine. Cumva, știi, este vorba, ce e al tău, îi pus deoparte. A, tot de acolo, și, la predestinare. Da, 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 și dacă ea, e, mai ușor de trăit, iar revenim la mai ușor de trăit. Nu, nu, trebuie să complicăm. Da, da, soarta, dar noi și noi putem să o ghidăm o leacă pe această soartă, care ea uneori poate să o e... iei. Putem, probabil putem. Putem să o influențăm. Putem. Mie îmi place uh, una din cele mai recente cărți pe care le-am citit, se cheamă uh, Privește soarele în față, pentru că e greu să privești soarele și moartea în față. Și autorul Irvin Yalom, psihoterapeutul Irvin Yalom, a făcut o paralelă între aceste două lucruri și el a adus aminte de Epicur, uh, filosoful Epicur, și îl citează foarte, foarte des în carte. Și mi-am dat seama, în momentul ăla, că eu am folosit gândul ăsta una dintre poeziile mele din Cartea Oamenii ca păpădiile. Poezia se numește Polipatologică și ideea în sine, atât de simplă și dacă începi să crezi cumva sau să te raliezi la gândul ăsta, ți mult mai ușor. Epicur spunea despre moarte următorul lucru. Acolo unde sunt eu nu-i moartea și acolo unde-i moartea nu-s eu. Asta înseamnă că atât timp cât noi suntem aici, dacă n-ai să mori tu nici n-ai să știi. Și gata! Și, a, și așa ne complicăm. Deși avem uh, instinctul ăsta, știi, primar, de a, de a ne teme de moarte. Teme-te, dar noi nu putem fugi de, de niște chestiuni esențiale. Și asta tocmai pentru că moartea face parte din viață. Categoric, încă nimeni nu a ieșit viu din viața asta. Deci, dar avem posibilitatea să apăsăm ce la. Este spus să ieși viu de... Din viață. Nu, mi-aparține, cred că tot am citit-o undeva. Până la urmă, noi tot, știi, apieși pe undeva și trebuie să iasă ceva ce ai băgat în tine, știi? Hai, asta da. Da, iară eu o perlă. Da. Da. și iasă. Păi da' nu, gunoi bagi, gunoi uh, iese. Garbage in, garbage out, era o vorbă, știi? Tu ține numai telefonul în mână și ai să-ți dai seama cât gunoi inhalăm. Ieri am citit uh, o postare haioasă de-a lui Doream Furtună. A, zice, mai lăsați telefoanele și a, citiți. El citește, e adevărat, foarte mult și scrie, scriitor, filosof a, a, și apoi face o paranteză și zice eu am luat telefonul numai ca să scriu asta. <laughs> mai mult nu-l folosesc. Nu, nu, nu știi, dar hai să recunoaștem cu mâna pe inimă, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece, să nu ne ascundem în spatele unui fir de păr. Foarte mult timp pierdem în telefoane. Eu recunosc. Scroll, down. da, și eu recunosc. Și, da, bagă-te pe telefon și vezi cât ai petrecut, că acolo scrie. Încă statistica ți-o duci cineva. Da, și Telefonul. E adevărat, gunoi. Și, în loc să citești o carte, ce eu acum de la București venind, mi-a luat patru cărți. Ce cărți? Îți spun imediat. Și abia seară am pornit una dintre cărți, alt jurnal de idei. A lui Constantin Noica, pentru că el avea jurnal de idei, la clasic, da, da. al jurnal de idei, o colecție de 8 uh, articole publicate în 71. Uh, și am citit primul articol vorbind despre îngrijorarea, între ghilimele, a noastră față de mediul uman, încă de atunci, de, de mediul înconjurător și așa mai departe. Uh, Noica, în general, îmi place foarte mult. Încă o carte, un alt, un alt uh, risc să greșesc. Încă o carte de la lui Noica, tot uh, un alt fel de jurnal de idei. Uh, o carte de al unui autor, uh, acum am scapă, dar e o recomandare a bunului meu prieten, scritorul Igor Guzun, și am luat-o, nouă. Și ar fi fost dacă, dacă nu era Igor Guzun, eu nu editam nicio carte. Eu sunt sigur de asta. Uh, aproape sigur. Pentru că noi prima am editat-o împreună, la blog se cheamă. Sperăm să o reedităm ca să o vadă mai multă lume. Uh -huh. uh, și asta a fost la inițiativa și cu sprijinul lui. Da, da. C Că dacă nu, singur știi cum. și nu prins la arip și încep să. Așa, dar niciodată n-am să uit, am să fiu eu cunoscător toată viața pentru asta. Uh, să revenim la uh, ultima carte, București. Citeam la Nicolae Steinhardt care îl recomand, este evreu care a fost botezat la ortodoxie de către basarabeanul Mina de Obzeu, în închisoare, okay. la două săptămâni după ce a fost trimis la închisoare, în dosarul Noi Capilat, un dosar interesant, politic, bineînțeles. Și citeam la Steinhard în Jurnalul Fericirii, despre rostirea filosofică românească despre o, o grămadă de sensuri ale cuvintelor în limba română. Pentru că noi, limba română, hai să recunoaștem, noi știm, dar fluturăm din steaguri pe 31 august. Eu altfel aș propune. Deci, 364 de zile pe an o învățăm și apoi, în liniște, pe 31 august putem să ciocnim un pahar cu vin în, în cinstea limbii limbi române. române. Și mi se pare... Mi Așa se... că merităm mi se pare minunat. Fără a flutura din steaguri și a reasculta anumite cântece frumoase, legendare, de altfel, semnate de Ion de Teodorovici. Deci, această carte, sâmbătă seara, mergând înspre concertul lui Vitali Colț de la București, pe magherul era și mă uit stânga un magazin cu cărți de anticariat, cu nu știu ce, cu... am intrat. Eu zic, dar n-aveți rostirea filosofică românească? Asta stai să verificăm, verifică. Ce este un exemplar acolo, nu știu că. Mi-o dă un exemplar mai vechi, dintr-o editu din 70 nu mai, nu contează, timpul lui Ceaușescu. Mi-o dă, cât costă? 2 lei 99 de roni. Deci, roni. Bineînțeles, dați-mi Am luat-o. Imediat după colț, e un cărturești. Am intrat în Cărturiești, un magazin tare frumos, mare, cu mii de, de... Și dau de cartea asta, pentru că știam că este reeditată la Humanitas. Dau de cartea asta și zic, cât costă? Exact cartea asta. 89 de roani. Deci, pe minim, a costat de 30 de ori mai ieftin. Dar tot întotdeauna ai fost pasionat de lectură? A... Cel puțin la acasă, revenirea acasă, în emisiunea uh -huh, recent uh -huh. publicată de Jurnal TV am văzut că și mama ta povestește chestii, știi foarte bine istoria, are o poveste interesantă despre bunei ei deportați și așa mai departe. La tine asta strași din familie. Da, da, toți au citit. Și mama și tata și fratele meu uh, citești foarte mult până azi. Dar din nou, stai în funcție de ce ți se întâmplă în viață, pe cine întâlnești, pe, peste cine dai... Ce-ar fi fost dacă, știi? Tu deci și-a fost numești, numești misiune? Ce-ar fi fost dacă? Da, roșu, Cu Sergiu Beznițchi. <laughs> Dublat la studioul Moldova Film. <laughs> um, oamenii pe stradă și să te cunoască. Oamenii recunoșteau vocea, probabil, dar nu și fața no, ta. Eu, eu, am avut o, o perioadă uh, serioasă la TV, în primul val de Jurnal TV, când a pornit. Păi da, dar până la Jurnal TV, nimeni nu... La Jurnal TV nu prea... Vocea era, a -a deja cunoscută, da. Cred. Cred, da. Eu n-am stat să uh, cuantific lucrurile astea niciodată. De da când ai început? Hai să spune, pardon. Da, 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 da. Ultimul caz uh, interesant, uh, am pornit la București, la lansare, cu Trianu. Am pornit și cu am Prietenie. venit. prietenie, prietenia, da. Tgd, 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 da. Da. Și intru în, în compartimentul ăsta, era cu două locuri, și uh, am intrat în, în compartiment, uh, zic, bună seara, așa, mi-a era un domn, știu, în seara, întind mâna, Sergiu, dar eu când întind mâna și spun Sergiu, mă aștept la Ion, Tania, da, uh, faci... Gheorghe, și așa reciproc, mai departe. Deci, reciproc, da. Sergiu, he, dar vă cunosc eu! <laughs> și n-am mai obținut, decât, decât ulterior, când a venit poliția de frontieră, au băgat buletinul acolo și am zis că e Ion. A. Dar până atunci nu... nu, nu dar, cum nu vă cunosc? Dar, băi, condus nu întâlnă fata mea și în și ani în urmă. Știu, cât a trecut, știi? Ce Iată, ultimul, ultimul da. caz de, de, zici, de recognoscibilitate. Dar când ai început să simți așa un val mai mare de succes, să zicem în sensul ăsta, vizibilitate Nu știu. Nu știu. Uh, N-ai să, să mă, mă crezi. Da, da, cui nu-i place, știi? Interesant. Dar pe alocuri, nu trebuie să știu până unde să... Deși sunt oameni care sar calul, știi, și lui se pare că noi ne cunoaștem, dar, de... <fie> te văd în fiecare zi. Și așa, Star, opa, că nu. oprește. Da, mai în casa asta n ajunge știi. Deci, trebuie să știi până -pân unde, știi. Na -na. Dar niciodată n-ai să mă crezi, dar n-am stat să, wow, acum, băi, băiete... Nu, acum e zvizda. Da, Da, zviți, da. Eu... Niciodată nu Niciodată nu plăcut cuvântul plăcut cuvântul zi 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 tine locul meu... <laughs> nu mă simt confortabil eu de fapt, din nou, n-ai să mă crezi dar uh, să am înclinații de introvert uh, da, să-i da, cu cred. niște ochi așa, cum adică, te iată așa sunt foarte multe cazuri în care pur și simplu vreau să rămân uh, eu cu mine uh, și, uh, și mi-adun gândurile, să dorm, să nu fac nimic să treaba mea, adică ți-amintești primul pe care prezentat-o? Da, te sigur Prima nuntă a fost a lui Andrei Ciripit ca și Luda. O vezi, minte. Da, erau, erau, cunoscuți de ei mei și au zis, hai și să prezint -o. O, un Noi lucram în birouri apropiate acolo. hai și să... Ei? Dar la acea nuntă, și-a fost, a fost bine până la urmă, în defunctul hotel Codru, acum, că nu mai este, și la nunta aia, vornicel de onoare era Andrei Soruceanu, a... feciorul lui Ion Soruceanu. Și după un timp, cred că un an sau cât acolo, Andrei și hai și să, să mai prezint, nu? nunta mea. A, chiar nu, găsești stai cine, știi? Și marea, mare, o, o mare provocare a fost pentru mine, Palatul Republicii, 400 de oameni, artiști, nu știu de care. Deci era, eu am lucrat la scenariul ăsta jumătate de an în ospții, la Dânșii, înapoi. Deci fie marele regizori. Ce Și am scenariul până acum. Undeva acasă este. Scenariul de la nuntă lui Andrei scenariu Soruceanu. Scenariul de la nuntă lui Andrei Soruceanu, unde Ion Soruceanu era socru mare. Și... Uh... Aveau oameni așteptări de la tine mari mai aveau, Erai dar eu, eu când am ieșit acolo prima dată, deci îmi dărdăiau uh, genunchii. Bine că eram patalonii mai largi. <laughs> nu <s -a> <laughs> și nu se vedea. Și îți dai seama, 400 de oameni... Eu și acum, oricând încep un eveniment, eu am emoții. După 5 minute ele se... Deci toate, toate, toate se aranjează cumva. Și tu găsești punctele comuni, vibrațiile, frecvențele și gata. Trebuie să găsești. Atunci era mult mai complicat. Și am zis, dacă la finalul nunții s-a apropii Suruceanu de mine și ciocnește un pahar cu vin, țin minte și acum era vin alb. Eu țin minte asta, tu îți dai seama. Și s-a apropiat, îți mulțumesc. 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 Apoi și... înseamnă că reușit asta. Tu -ai dus că... Înainte. Și așa și, și s-a da. întâmplat, da? Da, păi invitați. Cu Ștefan asta, pătrag, a a asta a fost a doua nuntă? a fost a doua nuntă în viața mea. După care, na, pe unde, cum, s-au pornit cumva. S-au adunat o că de nunți S-au adunat, prezentati. cred că da, da. Și poți să spui despre moldoveni după ce ai prezentat atâtea nunți. Uh, despre uh, nuntașii moldoveni, să nu facem, să fie diferent. Uh, Moldovanul moldovan și nuntașul moldovan. <laughs> o dată am avut câteva anunți la, la, rând și după una dintre nunți am venit acasă și am scris pe Facebook Masa mare, oglinda, societății moldoviniești. Este răspuns la întrebarea ta. E adevărat, am avut evenimente diverse și extraordinar de bune, deci dătătoare de energie, că mergi după și evenimente de nimic. De asta tare mult ține de oamenii, Eu spun asta. Ține de -ți mai devreme, mediu. Mediu. Oamenii care se adună împreună, ei, noi putem decide și energiei să dăm acolo. Pentru că, am să-ți dau un exemplu cântă cineva sau spune cineva, ți greu să aplauzi. Nu-i neapărat să dansezi, nu-i neapărat să faci, ți greu să dai părticica ta de, pentru că energia o creăm noi, oamenii, oriunde ne adunăm, nu-i vorba neapărat de nuntă. Da, da. Asta poate fi o, 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 prezentare de carte, poate fi un matineu la copii, poate fi orice. Ți-e greu să dai partea ta, nu să stai boțit, mohorât și taciturn acolo. Și să mai zici, la mine a fost mai ghin. Da, <laughs> sau, 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 să, să, arunci pietre din astea, știi? Nu, <gasps> nu, no, no, no cui îi trebuie? Oamenii negativi, bineînțeles că sunt. Au fost și cazuri când, băi, nimeni nici nu dansează, nici nu, și la urmă, așa de bine am mai fost. Cum? Și au fost bine. Dar tu nu poți intra în lumea omului, să știi, și de asta nici Punctile nu Punctile lui, prin ce el compară? Nici nu să bine bădă. de judecat, știi? s vreodată la nuntă. Da, cum? Cum fără asta? E. Dar cel mai... Cel... Eh, cred, că, <laughs> cred, că de, cred că de două ori sau de trei mi s-a întâmplat să fiu martor, dar odată a fost extraordinar. Din nou, țin minte de a fi rapper. Deci, bineînțeles, după masa mare, lumea trează, nu se bate. Rachiu face... Oamenii cad în disgrație că nu știu să consume alcool. Alcoolul, vinul, de exemplu, da, e fan același rachiu și are, și are calitățile de locul lui. Dar dacă exagerezi, bineînțeles că te conduce el, nu tu, Și o masă, se uita urât la alta. Eu țin minte și acum era masa mirelui cu masa nașilor, care erau cam de-o vârstă. Și de așa se uita urât unii la alții. <laughs> și zic că aici miroasea. Și când, când au dat ăștia tortul, vin un uh, muzician de mine și zic afară. Ei, da. Am lăsat și tort și că ești afară. Și încă -mi țin minte, mașina mea era parcată prima. Nu știu cum la... <laughs> și eu îmi gândesc, băi hey, băieți, <laughs> mai departe de mașină, eu mai nu-i conduceam. Era, știi cum la rugby se adună, adun în grămadă, bagă capetele în fundurile altora și începe să se mișca. Și toată grămada asta, așa așa se mișcau și săreau cămăși, genți și fetele lor. Era fantastic. Și s au mișcat, s-o mișcat, s au mișcat, după care s au dus să bea împreună. Dar o mai continua nunta? Da, nu dat, de ce aveam de continuat. Am dat tortul și ridere, bine, cu mașina e în regulă. La bal, la spital, o ajuns cineva? Vreodat? Nu cred că a ajuns. o ajuns. două picături de sânge. În sănătatea mie, nu și a și gata, știi? Da, femeile. Bun, bărbați înțeleg cum se bat. S-o flocăi vreodată. Am avut o nuntă unde soacrele au început să... Deci, armatele în general au început... Dar și, dar da, cum? Și mi-era mie chiar eram la nuntă și era de mult, e adevărat. Sincer, mi era rușine și eu ce caut aici. Eu nu știu cum, nu că eram cu sus, că eu nu zic, dar mie nu-mi plăcea nivelul ăsta la care se întâmplă. Zic, păi, păi, dar da, cerți pe urmă, de oameni cu tine. E, și, da. Asta nu asta... ce caut eu aici? Ce caut eu în viața ta? Cam așa ceva. Dar bine, am stat până la urmă, când aveam încotro, da. Că tot vorbim de medii ne-am întors de tot iar. De mediu. Da, mediu, măi, atât de, atât de, mult contează. Doar și tu și oamenii au avut, au avut momente în viață când ești într-un mediu în care zici cum, cum, cum s-a întâmplat că să ești așa de fain, te simți și nu știi de ce. Tu n-ai explicații. Pentru că energetic, totul e fain și nimeni nu totul cumva e, nimeni nu te alungă, nimeni nu-ți dă bani, nimeni nu, e despre asta. E despre, cu tot despre energii. Vrei să zici că în funcție de ce noi gândim, cum noi ne comportăm, atragem la anumit tipaj de oameni? Posibil. Da, mai există și chestiunea asta, că tu e bine să cauți mediul ăsta care, care, care îți place ție, care te face pe tine să te... You know what I mean? Com. Am lămurit-o cu nunțele. Aș vrea să trec un pic la familia ta, având în vedere că am văzut recent emisiunea Revenirea acasă de la Jurnal TV cu mama ta. Tatăl tău a decedat acum câțiva ani, 2009. 2009, da. Dumnezeu să-l odihnească. Să odihnească. Părinții tăi, ambii, profesori de matematică și informatică. Tata tău și de informatică. De, informatică, de matematică, pardon. Tata a predat informatică, informatică, atunci când a apărut informatica în viețile Pascalu noastre. Pascalul și el cu basic basic da. Pascalul nu l-a predat tata, dar basicul ți-l minte, de atunci if, then, else. Dacă așa, atunci așa. Altfel, altfel. Ce ar fi fost dacă. Știi? <laughs> ne urmărește, ne urmărește. Da, dacă, e, dacă e de aici, e da. de aici. Limbajul basic, de bază, cum ar fi. Acum, te dacă se uite ai știi, la noi zic despre ce dinozauri vorbim. <laughs> au fost și ei copii. Au fost. Ei, și au învățat și ei la școală ăsta, și... programarea aveau, informatică, deci, da. <laughs> aveau și ei. <laughs> la tine, în familie, am vrut să duc discuția la copilăria ta. Mm -hmm. Fiul de profesor, ai simțit vreodată chestia asta că... Spun o vorbă care era la școaie. Și de-am, dacă m-am tăi director, vorba asta era, asta era, da. era, prezentă. Dar, uh, Copiii de profesor mult suferă. Poblăști, poblăște. Poblăști sau poblăște. poblăște. N-am avut niciodată. Uh, poblește. Da. Nu știu ce înseamnă poblăște. Deci favoruri. Nu, nu, n-am fost favorizat ah, okay. în mare parte. Poblașcă. Am vrut să ah, fiu original și am dat-o în bară. <laughs> Sorry, asta eu am fost proastă. <laughs> uh, să cinstim. Uh, cin -ci, Ce calitate? e <laughs> <aceste, aceste, aceste laughs> moment. Deci, nu ai avut favor, dar și erai bun. Că no. spuneai. Uh... Nu, chiar. Uh, deci, părinții mei nu m-au uh, menajat. Mai mult decât atât. Deci, noi cu Slavic Verde și stăteam în ultima bancă întotdeauna. Dar la mama stăteam în, în, a doua bancă, la matematică, și n aveam cum să nu iau 10 la matematică dacă, dacă, luam, dacă știam de 10. Eu și învățam. Matematică am făcut și uh, prin corespondență, Au o școală, nu, olimpiadă, chestii, tata, mama, totul, fratele meu era, fratele meu, tot matematică a făcut. Discut cu mama despre mama, predă matematică în continuare. În continuare. Și multe nu mi-aduc aminte de funcții trigonometrice, de fel de fel de deci nu mi-aduc aminte pentru că nu le-am folosit, dar nici nu e musai să le folosești. Ideea este că matematica îți aranjează uh, poezia de, de, de mai pe urmă. Ritmul? Deci se da, aranjează gândurile. Matematica și disciplinile despre asta am putea vorbi poate un pic mai încolo, poate separat despre discipline. Am să spun un, o idee superbă pe care am auzit-o. Dar spune anume. acum că uit. Spune da? acum, nu e da? problemă. Să ducem minte Eu... matematică, dar că noi aici ne -am oprit. Da. Uh, există un, un, muzician rus, Mihail Kazinic, îi spune lui, okay. ce și avea emisiuni la radio încă acum vreo 20 de ani, cred, le ascultam la noi Doști, dacă nu mă înșel. Și recent am ascultat un, un material de-a lui, foarte deștept om, evreu, bineînțeles, dar în, în Rusia, cum nu e în Rusia, cu războiul ăsta au plecat de acolo și pare mi se e în Suedia. Dar în fine, vorbea despre el, avea intenția să-și facă uh, școala lui. Uh, și ideea de care discuta el, eu rezonează 100% cu, cu, el, pentru că el spune, zice, cum, cum vin copiii și învață la geografie, de exemplu, uh, extracția minereurilor. Știi? Învață tema asta. În Rusia. Da? Ok, bun. Aurul din Bodaibo. Bun. După asta se duc la muzică și învață, despre, învață din creația lui Schubert din Austria. După care pleacă la educația fizică și fac nu -și... Ideea lui era, zice, ce ar fi să fie anul de studii împărțit pe teme. De exemplu, 50 sau 70, cum, cum vrei tu. Săptămânii sunt 52, nu, hai, 50 de teme. Tema uh, apa. Tema Franța, de exemplu. Da? Și, în momentul în care tema e apa, tu mergi prin geografie, istorie, muzică și totul legat Matematică. de apă. Totul legat de apă. Totul. Oh. Cumva adaptat la. Stim de învățământ diferit. Total diferit, dar dar nu cred că ai să ieși mai prost de acolo. Înțelegi? N-ai cum. cum. Sau, Franța. Și tu Franța treci prin geografie, istorie, muzică, tot ce vrei treci pe acolo, dar tu stai în Franța. În săptămâna aia tu stai în Franța. Dai un ties după aia. Deci evident, n-a studii, n-a cărți, n-a bibliografie, n-a surse. Mi s-a părut extraordinară ideea. Eu mai nu m-aș întoarce cumva în copilărie, cumva. Am zis de două ori cumva. să învăț după un asemenea sistem. Atât de fain, știi, mi s-a părut. Eu și acum parcă aș, aș merge la școală, zic, ia ca să-mi dea temele astea. Dar teme bun, discutate. Înțeleg, da, a, da, da, da. Superbă a, abordare, din punctul meu de vedere. Numai că noi, a, știi, vorba lui Timofte, știi cum, avem și n-aveam, dar nu știu și nu avem Ceva de genul ăsta, știi? <laughs> noi cu birocrația pe care o avem, noi nu simt că în următorii 100 de ani putem trece la un asemenea sistem. Deși, Doamne ajută! Ca să nu zic că e peste 100 de ani, ce ar fi fost dacă, știi? <laughs> că tot ne urmărește vorba asta. Dacă tot ne urmărește. Am zis că așa o să numească emisiune. Ce ar fi fost dacă tu nu făceai matematică și economie? Nu știu. Nu știu, nu avem de un Nu avem de să înapoi. Tu ești foarte uh, în copilărie... fiu uh, fiul de profesori, cumva ai spus că nu ai primit uh, tot felul de favoruri. Tu ai fost foarte ok. ți i -ți plăcea să înveți. Eu acasă aveam Atlas Geografic, mi-i îmi plăcea capitale, cum ar fi drumul, eu disenam drumul, cum ar fi din Leningrad pe atunci, mai mult da, da, cărțile Uniunii astea. Sovietice, știi, în Chișinău, pac, pac, deci mi-au plăcut mările, râurile, oceanul, deci eu știu că Uniunea Sovietică avea aur la Bodaibo poate auzi prima dată de bătaică. Nu, avut prima dată și că erau acolo. Așa, ne, țin minte asta, eu țin minte de la geografie din școală. Eu n-am fost la lecție și mă dure burta. Așa, da. Când ai terminat școala și te-ai dus deja la universitate, ai simțit o presiune din partea familiei că trebuie să continui anume matematica? Sau tu ai ales asta? Nu. Economie. Tu ai ales asemul? Eu am ales, dar noi împreună am avut un sfat al familiei, sub nucul care nu mai este, acasă, Spune, to tocmai a apărut sem un an în urmă, știi? Noi am fost a două promoții la, la SEM. Și hai să mergem încolo, dacă tot... Uh... Hai, tata, spun, eu am un coleg care îi predă matematică acolo. Și la dânsul ne-am dus și ne-am sfătuit. Ce luăm? REI sau finanțe? Deci mergeți la, la finanță. Alexandru Brăila, îi spune lui. Merg la finanță. Ce ar fi fost dacă... Alexandru Brăil recomanda REI-ul? Unde eram eu acum? Nu se știe. Pentru că era să întâlnesc cu totul alți oameni, în totul, nu zic mai rău acum, nu zic, nu știu. Sau mai bine. Nu mai știu. Bine iată, iată, uh, uh, am ajuns la un exemplu din ăsta uh, viu. Omul, tu știați-vă la finanță. Are uh, o a avut influența Alexandru Brăil în viața mea? Da. Mare. Bună, rea, habar n-am. Probabil nu eram aici, azi, în fața ta, dacă mă duceam la rei. Dar iată un exemplu acum. Vezi că dăm peste, peste ele. Da, da, peste exemplele astea. Piscări s-a întâmplat, asta într-un minut s-a întâmplat. Bine zis. Și am dus la finanțe. Păcat că viața noastră nu este ca în filmul și la German. Da, trebuie să ne întoarcem la când înapoi să-l privești. Și să de, schimbăm un pic scenariu. Eu am văzut multă durere în ochii mamei tale atunci când ne-a povestit despre bunei. Tu ai bunei care a bunelul a fost împușcat. Străbunelul. Străbunelul, da. 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 Străbunelul împușcat. Da. Și... Eu am să-ți aduc aminte Străbunica. Dus în Siberia. Am, am, am să-ți aduc aminte, am să le spun oamenilor, destul de simbolic. Străbunelul meu a fost împușcat într-un bej din însorocă de către Anchevediști pe 9 mai 1945. Ziua declarată, Ziua Victoriei și așa mai departe. Eu nu dau cu parul, nu judec pe nimeni, dar cred că 9 mai ar trebui să fie o zi de, de comemorare. Pur și simplu, în liniște, în rugăciune, la o lumânare, în liniște. Atât de mulți oameni n-au mai ajuns să sărbătorească 9 mai, care cu adevărat au luptat pentru victoria Uniunii Sovietice. Mă rog. Și pe urmă, atât de mulți clovni au fost băgați în mărșăluiri pe la parade. Probabil, probabil, știi, că oamenii ăia care au rămas fără mâini, fără picioare, fără nu știu ce, au protestat. Prin 20 de ani nu s-a făcut paradă. Au început să facă prin 65, cred. Mm. Și, pentru și pentru și paradă, vă, ce vă bucurați? Războiul ăsta atât dureri a adus în, în noi încât voi. ia gura! Noi trebuie să lucrăm conform propagandii, conform agendii. Și de atunci se lucrează. Pentru că toate paradele astea sunt propagande, agende, aproape oriunde în lume. Când erai copil și îți povestea bunica, mama, situații de-astea despre război... Nu povestea bunica. Bunica, până să... aproape de patul de moarte, n-a prea povestit nimic, din frica inoculată de către regimul sovietic. Chiar dacă înțelegea că deja nu mai suntem într-un regim păi, strict? Păi, sau a, ea a ea murit în 93. <laughs> deci, spuneam, aproape de... După 90 ușor, ușor, câte ceva mai spunea. Dar până atunci, până în 89, 90, 91, nu, 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 un cuvânt, deși am avut de îndurat și nu numai noi, mii de familii au avut de îndurat atrocități pe care noi cumva le uităm. Noi credem că nouă unii bine și noi, istoria nu trebuie uitată, nu trebuie răzbunată, okay, dar nici uitată. Cred că e posibil ca noi să moștenim anumite frici de la de genetic vorbind? Iată, fricile astea ale străbuneilor sau buneilor noștri? Am, am, moștenit cumva aceste frici. Cam cum crezi tu că n-ar fi fost omul mega înfricoșat în momentul în care a fost un război mare. Până la războiul ăsta a fost primul val de deportări. S-a terminat războiul. Lumea bucuroasă, în sfârșit. Am scăpat de război. Tu crezi că foamea din 46-47 a fost așa, de la Dumnezeu? Nu. Păi noi știm că s-a măturat, că s-a fost artificial. Exact. Foametea a fost organizată. Ok. Băgată până în oasă. Să te temi să nu... Ok, s-a terminat și foamea asta. Pentru că oricât de secetos a fost anul, țara nu reușea să-și bage un sac din ăla, un sac din ăla, un sac din ăla. Deci, nu trebuie să fii mare... Uh, savant gospodar ca să faci lucrul ăsta. S-a terminat foamea, încă două valuri enorme de, de deportări, după care colectivizarea forțată, că dacă nu vrei, te împușcă, uh, de piste tot să-și ne -a frică. Că dacă nu, tu n avei cum să trăiești de, uh, bine. Culac, tu aveai do, doi cai, gata, tu n-ai și tu aveai un hectar, tu, tu, tu înțelegi, te pac, 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 tu n avei încotro. Ori mori, ori te omoară și atunci frica asta a fost băgată în ADN. Și s a transmis categoric, dar n-ai cum, cum, să nu o transmiți. Nu că -o, -o din scurt și ține până acum. Și tu parcă băi aș face, dar nu, nu. Că... Azi. Stau un exemplu, da. o, o, paralelă, o poveste frumoasă, nu, ea nu e frumoasă, dar e, 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 ilustrativă. A fost făcut o, o experiență de asta într-un acvarium, era un pește răpitor, corect, mai mare, da? Uh, și s-a pus o, o uh, sticlă organică. și transparentă tot, 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 la mijloc. Și aici e un pește răpitor și aici peștișori. Deci pradă pentru... Răpitor. Ăsta răpitor avea instinctul de a... Deci are instinctul de a, de a sări la, la pești și ori de câte ori sărea, se lovea cu botul în, în sticla aia. Și nu dădea de pești. O dată de două, de zece, de 20, de cincizeci de, cinci, de ori, după care au văzut că nu are sorți de izbândă, Ăștia au scos sticla, ei pluteau unii pe lângă alții și peștele răpitor a murit de foame. El nu mai încercat. a încercat. încercat odată. Și atât cam exercițiul ăsta, doar că a, pe adevăratele s-au făcut cu noi și noi ne temem să încercăm să scoatem capul, știi? Tot o să vină să ne-l cineva și tot cineva, deși poate ăștia nu mai sunt călăi ăia. Călăi sunt, chiar câcălăi, dar, dar ne temem să scoatem capul mai sus decât ne-a desenat linie. Și putem să murim de foame, din punct de vedere spiritual, din, din, nu neapărat, că de foame, slavă Domnului, acum nu murim, dar nu numai pe, pe asta se ține omul. Știm mm, asta. Știm foarte bine, da. Plus, în afară de faptul că ADN, mai este și educația, cultura. Pe, pe părinții mei, ei au educat buneii mei, care aveau frică să-și cumpere în corochii nouă sau să-și cumpere încă o vacă sau încă o căruță. Pentru că am așa să ne închidă. Dar tu zici frica, avem fel de fel de frici. Și, na, din educație. Nu, nu. Nu-i frumos. Dar de ce nu? Pentru că, și el nu, nu -ți spunea pentru de dar ce. Nu știe, și nici nu și trebuie, să... marș la, la... scos cartofi și gata, și nu pune întrebări. Și mergeam noi, nu noi, noi avem libertate acum mai mult, dar nu prea suntem pregătiți pentru ea? Ce înseamnă libertate? De ce s-au simțit fericiți o grămadă de, de oameni băgați în închisoare? Iată, revin la jurnalul fericirii lui Steinhardt. Uh -huh. Poate pentru că li s-a luat o grămadă de lucruri și au încercat să-i să să distrugă, pur și simplu, psihologic, nu mai vorbesc, că de mâncate mai nu le dădeau. Dar oamenii ăștia au găsit atâtea resurse în interior încât au ieșit recunoscători pentru tot ce li s-a întâmplat, mulți dintre ei uh, visau închisoarea ca cele mai frumoase timpuri. Nu încap în capetele multora dintre noi lucrul ăsta. Dar e un exercițiu bun să stai să reflectezi, pur și simplu să te gândești. De ce? Ei un împreună, după care a ieșit în haita, au nimerit în haita de, lup lupi, la libertate. Și nouă ni se pare că suntem liberi acum, deși am groase semne de întrebare. Da, da, da. Deci totul e relativ cumva. Adică și noi trăim într-o epocă a globalizării. Pe mine cumva mă, mă deranjează chestiunea asta a globalizării din, din câteva uh, aspecte. Uh, Să-ți dau exemplu uh, ce ține de cultură. De exemplu, da? Uniformizarea niciodată nu a fost bună. Uh, Băi, toți suntem de un fel, toți suntem... Gândim la fel Ehe, și drapea mână. E atât de frumos, de fapt, să avem culturi diferite. Uh, gândiri diferite. Da, pe anumite aspecte de uh, generale, gen uh, pace, uh, dezvoltare, uh, să fim pe Dar aceeași lungime de moment, da. Dar să fim diferiți, asta e atât de frumos, să mergi într-o țară și să cunoști cultura, oamenii de acolo. Te duci în același Paris, da? molurile. Hai să luăm molurile. Tu ai observat că oriunde ai intrai cam același lucru. Fix? Și nu ți dai seama, ești la Iași sau la Milano? mici deosebiri, ok, dar în mare, nu. Asta e atât de fain să fim diferiți. Și nu diferiți ca orientare sexuală sau nu, deși și așa putem fi diferiți, nu pe asta pun accentul. Diferiți ca, ca oameni, ca națiuni, ca abordări, ca dans, ca muzică, bucătărie, tot ce vrei, știi? E fain, nu mănânci hot dog peste tot, dar mergi și guști mâncare mediteraneană, mâncare hawaiană, mâncare moldovinească, de aici, de piloc, ardeal, din Moldova, din... este specific. Și da. când gospodarul scoate, e, dar tu de mie încă n-ai băut. Mai eu și popa. Da, da, și omul vrea, știi, fix așa și un popor vrea, uite, tu încă la noi n-ai fost. Și chiar nu, nu sunt lucruri de văzut în Moldova. Se prin ceva. Da, da. Înțeleg. Dar nu să fii toți pe aceeași If you know what I mean, vorba dacilor. În <laughs> 2023 citește mai mult. Pe aplicația Voxa ai peste 65.000 de audiobooks și e-books pe telefonul tău în limba română și engleză. Iar acum profită de oferta specială limitată pentru noi utilizatori. Plătești doar 9,99 de roni pe lună în primele trei luni și citești oriunde și oricând. Accesează linkul din descriere sau intră pe voxa.ro. Cum ai făcut cunoștință cu Cristina? soția ta, ca să fie clar. Soția mea, da. Din categoria ce ar fi fost dacă. Tot, tot de acolo. Da, tot de acolo, exact eu mergeam la o, la, o, la o prezentare, am organizat la, la o prietenă de ei o prezentare. Acasă. Și am avut două tentative la care Cristina n-a venit, eu nu știam. Și la trei, pur m am aflat. Și la trei a venit, și doar ea a venit. Trebuia să vină mai mult și doar ea a venit. Iată începutul. Și sunt pe urmă, discutam, știi, ce ar fi fost dacă dacă nu, dacă și prima a mers tot în seara asta, ai, dar eu tot în încolo mă duc, de la Buicani la Botanica, cumva, înspre... Câți ani în urmă ai cunoscut uh, În 2006 s-a întâmplat asta uh, și am mers încă pe drum împreună și am stabilit o altă întâlnire unde am stat și am bla bla bla, bla 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 și... A fost interesant să stăm de vorbă și am fost nevoiți să mai stabilim o întâlnire și nevoiți. bla, 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 bla și cumva... După cât timp v-ați căsătorit? Aproape trei ani. Fost... Din 2006 până în 2023. Și crezi că au fost acele lucruri care v-au ținut împreună, în ciuda la mai multe aspecte, că se întâmplă, na poate nu e timp suficient, poate nu ne nu tot timpul, n nu, mai apar și ne înțelege și așa mai departe, că nu i la nimeni absolut lapte, alb, știi? Mie îmi place cum a spus Nana Măriuța, sora mai mare a mamei, spunea că noi cu cu Nantu Vasile, de ei sunt octo, octogenari, ambii, acum aș Au trecut de, aproape din de, de diamant, cum ar fi, da? Uh, și, și, noi suntem ca, dar mi-a plăcut exemplul ăsta, suntem ca doi munți, știi? De deci eram doi munți alăturați, hai așa, și în momentul în care ne-am certat, am tuc, 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 un mic cu și noi ne-am mai apropiat. Și acum suntem un singur munte. Și de frumos, și de fain. Eu nu cred că doi oameni diferiți, că până la urmă eu și soția mea suntem doi oameni diferiți, veniți din medii diferite. Cum să nu existe uh, cu Deci tu, tu nu poți să faci toate lucrurile și nici nu e normal astfel încât doar acelui om să-i placă. dați. ție, deci cumva ei bun, iubește aproapele, dar tu, cunoscându-te... Dacă pe tine însuți. Da, da, cunoscându-vă, voi aveți ploi, fulgeri, deci cam viață. Ziua, noapte, iarnă, vară, foc, ploaie. Care, -i? cum? Exact așa e și în familie. Și astea sunt testele pe care le trece o familie, știi? Și, păi. A... Da, și vă ținut împreună. Noi întotdeauna am, am găsit, știi, modalitate de a soluționa. Și mie îmi place, îmi place cum Cristina ține la mine, știi? Îmi place cum, cum face parte din viața mea. Îmi place cum a influențat. Viața mea, multe aspecte, multe segmente spre, spre bine. Ce ar fi fost dacă, nu știu. Niciodată nu știi, dar multe uh, chestii bune sau calități pe care le am acum, le datorez ei, influenței ei. Când, cum s-a întâmplat asta, noi nu știm. Deci nu dai de seama. Nu ți dai seama, da, exact. Dar, dar s-a întâmplat în timp. Te-ai și din Moldova. Bună întrebare. <coughs> nu cred că este om care nu s-a gândit la asta. Cred că dacă chiar, dacă chiar m-aș duce, asta ar fi România. Tocmai pentru, pentru, Activitatea ta? Nu, pentru activitatea mea. Pentru uh, milioanele de asemănări. Pe care, pentru că până la urmă, noi chiar zilele, când eram la București, vorbeam cu... cu uh, cu niște oameni care am făcut cunoștință din București, un om din Transnistria, cum era Vitalie Colț la aceeași masă. Vitalie Colț este uh, muzician, uh, parte componentă a formației Snails, uh, Furious Snails ulterior, asta așa, uh, mic dicționar pentru oameni. Și el s-a stabilit la București și avea un concert în seara aia. El e din Transnistria, născut acolo. El liber se înțelege cu un om din Maramureș. Ceea ce trebuia de demonstrat. Ce te Și deci noi suntem uh, un areal, suntem un pământ, suntem uh, o țară, o comunitate. Orice s-ar vorbi, s-ar spune. Oamenii se înțeleg. Sunt diferențe între ei. Minunat, ne întoarcem înapoi la ce am zis noi. Asta e fain mm. când oamenii sunt diferiți. Tare vreau. Eu n-am fost în Maramureș, de exemplu. Tare vreau încolo. Baia mare, uh, satul Mare, vreau la, la mănăstirea la care s-a nevoit Steinhardt. Nu cu mașina prin Europa? Ca să ba ieși da, din satul mare fost prin satul mare? La 50 de kilometri de satul mare și de Baia Mare, plecând în Ungaria, de exemplu. Iată, n-am fost. Este să duci? De doamne și tare vreau. Vreau la mănăstirea Rohie, unde s-a nevoit Steinhardt. Vreau să văd biblioteca pe care a organizat-o el și după ce a organizat-o, a murit. De ce te interesează acest evreu? Uh, botezat ortodox. Este un... Uh, foarte uh, citit, foarte educat, foarte mult uh, și un intelectual din ăsta uh, intelectuale în general se așa și nu coboară ei la uh, el, înțelegi, să intre în zona ortodoxă. Și aici, hop, Nicu Steinhard, cunoscut Nicu Steinhard, uh, transformat în uh, monahul de la Rohia, Nicolae, călugărit, botezat în ortodoxie, știi? E dat un alt nume. Nu, Nicolae. Monahul Nicolae a rămas, dar în momentul în care, interesant că el momentul în care a intrat la mănăstire, l-a întrebat pe Părintele Stareț ce îmi dau seama, că am fost tuns în monahism și acum trebuie să țin doar de ascultare. Ce spuneți, aia fac, pentru că tu renunți la tine cum ar fi și te dedici lui Dumnezeu ce trebuie să fac? Deci, ce ai făcut și până acum? Să scrii. Dar ce trebuie să scrii? E exact ce simți tu, dar Dumnezeu o să-ți spună ce să scrii. Și de el scria și el, prin întrebarea asta, deși își dădea seama că trebuie să, la ascultare, ai de păscut vitele, cinci da. ani de zile, tu nu trebuie să scricnești, te duci și paști vitele, că așa e ascultarea ta. Sau la bucătărie, sau la tăiat lemni, sau mai știu eu, da? Steinhardt se, uh, se temea uh, să-i dea o, o altfel de ascultare. Cum? El voia să scrie. Și când a primit uh, ascultarea de a scrie, uh, el parcă nu-i venea a crede și din momentul ăla a scris uh, foarte mult. Uh, și interesant e interesant lucrul ăsta. Eu vreau să văd... Uh, uh, Vreau să văd biblioteca aia pe care timp de 10 ani a organizat o organizat-o, pentru că era și una dintre și cele mai... e în România, mai. da? Ea e în România, în Maramureș, în localitatea Rohia. Acolo este și mănăstirea Rohia. Pur și simplu, vreau să văd. Știi, când, când tu, tu citești ceva și tare mult să vorbești, scrii, tu vrei să vezi lucrul ăla. Da. Asta e geografia care, de care noi discutam, știi? Iată, da. tu discuți, de exemplu, despre, spre, să presupunem, este temă Biserica Ortodoxă. Tu neapărat, geografie, tu trebuie să treci. Eu am dat un exemplu acum, referitor la... Sistemul celălalt de educație. Da, 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 Și asta atât asta de interesant Le ar fi oricărui copil. Cu siguranță, că nu toți la fel. Da, asta e curios. Cu siguranță găsești în, în copilul ăsta, el găsește partea asta lui de temă interesantă, știi? Se agață siguranță interesant. Ceva. Eu, dacă ne amintesc foarte bine, eu foarte multe zile la școală, dacă nu mă temeam, mi-era foame da, în frică și în foame, n-ai cum să înveți. Nu n-ai cum să acapere informația și ea. Cum un copil poate să înveți când se teme? Asta e... e și e acum noapte. să revenim la foame te organizată și la da. colectivizarea forțată? Da. Ce faci cum oameni? Poți tu, cum poți tu să acționezi, să-ți crești copilul, să-i aduci? Cum poți tu să da, Instinctul de supraviețuire vine nou. sus? Facem, facem, ce zici tu, nu mai... hai... Vă calul, Dacă tot am vorbit de acest uh, intelectual care o a ajuns să căl călugărească, uh -huh. uh, tu ești un om credincios? Da, Da, sunt, uh, sunt păcătos. Da, dar tu ești într-un mediu în care uh, se pune la îndoială credința ortodoxă și, în si? general, anumite religii. Ei te pot influența? Nu. Noi, toți oamenii, avem perioade în care rătăcim tare mă. În diverse subiecte. Eu nu condamn pe nimeni, nu judec pe nimeni, nu-i nu treaba mea asta. Da. Și vă rog frumos să nu mă judecați nici pe mine. Cereți o grămadă de argumente? Sute de mii de ani se discută despre argumente. despre. Dar eu nu cred că noi am apărut din, din explozii, din atomi sau din maimuțe. Iertați-mă, nu cred. Am dreptul. Mulțumesc. Dar dacă vreți să ne judicați, puteți să ne judicați jos aici, în comentarii, că tare ne ajută. În indexarea la YouTube aduc multe uh, vizualizări, eu câștig mai mulți bani. Minun. Oh, dacă meni. tu câștigi, oameni buni. Partener general OTP Bank. Oameni care te-au marcat. Sergiu ar putea să sune banal, dar părinții mei, bunei mei. Ce ar fi fost dacă nu? <gânt> Ce ar fi fost dacă nu? Bunei mei. O, o persoană atât de uh, dedicată mamunia, uh, bunica mea, cum ar fi Știi, Niciodată nu cum o a făcut femeia asta, cum o tei de curmei și o hrăniți. A, crescut la măsură și era rotundă. Nou, nouă copii, exact. Nou copii, pe urmă, droaie din nepoți. Urmă, niciodată nu a fost să nu fie... Asta spuneam de foame de organizată. Nu, țara nu pune bucățica lui și supraviețuiești. Bunelul meu când a murit, de asta acum mm -hmm. încoace, eram studentă. Asta în 2005 eu eram studentă. Mm -hmm. Bunelul meu a murit și mama mea a găsit pe sobă un sac de colac tăieți uscați pentru că el s-a gândit să fie acolo. Ia, vezi? Vezi? Vorbeam de frică, cea care se transmite, asta e parte din, parte din. Uh, Jim Morrison, Jim Morrison a fost, uh, uh, e parte cumva din, uh, din viața mea, m-a afectat cumva mult de ce și cum anume în detalii nu am să intru, nici timp nu ne ajunge și nici nu am stat să formulez exact. Dar modul de a, de a exprima gândurile sale, Jim Morrison a fost un poet și a fost cel care a fondat comandare cu, cu formația Doors. A, muzica mi-a plăcut din prima, versurile, mesajele, gândurile, tare mi-au plăcut și mi-a influențat și poezia mea. Același Mie însumi, eu cumva am pornit ideea, s-a născut în momentul în care am ascultat uh, uh, poezia I Miss My Boy, lui uh, uh, Jim Morrison, înțelegând eu cumva că I miss myself, I miss my boy, my that, copil. boy. Da, my that boy. Uh -huh. uh, poate nu copil, dar da, student. Băiat, Și, am zis la începutul discuției. Și am amintit. Că să-mi spui de ce ne marchează vârsta aceea, exact. de când ai începutul la radio, să zicem. totul se raportează, oamenii raportează la 20 de ani. Zona asta de ani. Pentru că atunci tu ești în plenitudinea forțelor, pentru că atunci tu n-ai griji, vorba formației voltaj, știi, fără griji fără bani. N-ai bani, dar asta pe tine nu te macină, pe tine nimic nu te doare, tu ești puternic, viguros, tu poți iubi, tu poți alerga, tu poți zbura, tu poți iubi, tu poți visa, tu poți... Toate, știi? La 20 de ani și când lumea spune Amu, că atunci... Și nu trebuie atunci când. Și când de el îți spune el când, de el, el nu-și dă seama, mulți nu-și dau seama. Ei, atunci, că atunci era... Și când stai să te gândești, contextul politico-social e de nimic, pentru că nu era nici aia, nici aia. El avea 20 de ani. Deci, omul, întotdeauna, uite, să atrage atenția de azi înainte, când oamenii spun ceva, el, el, el încolo se duce. Pentru că atunci eu am descris. A, a, asta e vârsta. Cea, categoric, eu acum sunt recunoscător pentru vârsta pe care o am și pentru că știu că înapoi nu mă duc. Dar tot se raportează la atunci. Da. Nu te poți raporta la 10 ani, când că nu, la 20 de ani tu poți lua și decizii, la 20 de ani tu poți singur să te duci încolo, la 20 de ani tu cumva ești între. Uh, Viața e frumoasă. Intensitatea emoțiilor, dragoste, prieteni, da. Da, vise, da. care urmează. Ah, cumva, trăiești. Iată așa, totul e. E se zbate, știi? Asta nu înseamnă că la 40 e urâtă, nu despre asta vorbesc, sau la 60 sau. Dar. Raportarea asta e la cei 20 de ani. Asta e uh, ce, în cred eu că se întâmplă. Uh, M-a marcat uh, Cioclea. În carte am, am un poem care se cheamă de vorbă cu cel mai trist poet din Europa. Cioclea s-a autointitulat cumva Cel mai trist poet din Europa sau unul din poeme. Uh, și eu l-am descoperit acum 2 sau 3 ani, nu mai știu, nu l-am cunoscut niciodată, deși cumva am fost contemporani. El a plecat în altă dimensiune. Uh, am cumpărat cartea lui într-o bună zi, cred, de septembrie, uh -huh. dacă așa. Am găsit-o, nu se mai găsește cartea, nu știu acum. Dați totul la o parte ca să văd. Uh, se, se cheamă colecția asta. Am citit-o o dată, după care am mai citit-o o dată. Uh, Cioclea a făcut matematică la Moscova, la Lomonosov facultate. Ok, nu am a, știut că a făcut și, matematica. Da, și m-am am, -am regăsit în, în, modul de a, de, a, de, a, de a scrie cumva, în modul de a face, în modul de gândire. Tare mi-a plăcut, rezonam. Deci probabil mintea aia, matematică, și tare îmi plăcea cum, cum, formula anumite gânduri. Tare, tare, tare îmi plăcea. Ce și ce ai spus la început în emisiune? Că la, la început podcastului ai spus că apieși și ies. Mm -hmm. Depinde și bagi. Depinde și bagi, da. Gunoi bagi, Fii, gunoi ies. Tu atât ai discos că eu numai că atât am apăsat și a ieșit atâta podcast. Dar dacă apăs mai tare. <laughs> uh, Mi se că cu tine trebuie de făcut ediția 1, 2, 3. <laughs> Serial. <laughs> Serial. și băgăm pe Netflix. <laughs> ce vrei să în Moldova dacă e fi, să zicem, magician din cu bagheta, ipotetic vorbind, ca să ne dăm seama ce te deranjează noi în țara asta împreună ar fi bine să visăm la fel, să ne dăm seama că am vrea la fel, dar nu un gospodar, tu să dânsui de, însuif, de vorbesc, da? Sau de oraș, nu contează. Chiar și la oraș. Atât de, de frumos, măturat, tot. Nu. Unul chiar are grijă și de o gradă, celălalt pute din, din o gradă, pentru că ei își fac treburi în o gradă. Ca exemplu. Și atunci noi ne dezvoltăm în, în ritmuri diferite, în, în vise diferite. Noi ar fi bine să avem un concept de țară împreună, cu păcate, cu bube, cu greșeli, categoric. Dar să visăm împreună în aceeași direcție. Să ne dăm seama că noi putem împreună, în comunitate, să... Că dacă era cu lebă, dar știu că e greu. A aș vrea să mă duc încă o dată la oameni ca pe bedile, în sensul în care... Noi am spus și atunci când am vorbit despre carte, viața este scurtă și noi nu prea putem decide multe. Cum putem să realizăm pe bune lucrurile astea? Pentru că viața cu adevărat e scurtă și nu merită să pierzi timpul cu lucruri care nu-ți place, cu oameni care nu-ți plac, tot vorbeam de medii. Un exemplu extrem de banal, extrem de banal, care s-a întâmplat acum, cum două zile, îmi scria cineva pe Messenger, știu? un fel de el niște imagini, așa, cu floricele, cu... Salut, ce faci? Eu nu răspundeam pentru că nu pot, la care... De ce taci? Un domn. Și sim, mi, mi greu să fac lucrul ăsta, dar l-am blocat. pentru că eu pierdeam timp. Eu nu vreau să-l ofensez, știi? De ce taci? Cum să-i răspund de ce tac? Pentru că eu eram ocupat, nu-i supăra. Pe bune, știi? Și eu am zis, dar de ce ar trebui să pierd timp gândindu-mă, cum să-mi formulez gândurile, cum m-am blocat? Nu din rea intenție. Ei, iată, paralelizând, ar trebui să blocăm anumite chestiuni pentru că îți iau din energie. Noi doar avem potențial mult mai mare și dorință de a. Noi câteodată, zici, e, dar nu avem timp, ne-am întâlnit noi colegii noi prietenii, noi nanașii cu finii, noi ce da dar nu avem timp. Două dintre cele mai mari minciuni pe care, le, care stau pe buzele oamenilor sunt n-am timp și n-am bani. Eu cred că este mari minciuni. Prioritățile nu spus corect. Atât. Ce n-ai iertat niciodată la oameni? Nu știu. Uh, Reși banal, să zic eu, trădare, că nu știu ce... Noi, din nou, nu știm cum o să ne comportăm în... Uh, Repet, oamenii iarăși diferiți, tu, tu poți să nu ierți, eu pot să iert o anumită situație. Tocmai pentru că întregul tău univers, tu vii cu dânsul care în spate, cu tu, educația, cu parfumul, cu muzica, cu da, 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 tanda, da, da. cu manda, știi? De asta, din nou, mi-e greu să răspund la... Aș vrea să pot ierta totul. Deși, repet, asta se învață o viață întreagă. Hai să facem și recomandări. Hai. Recomandări de la Sergiu Beznițchi. Dublat la studiul Moldova Film. Film, carte, pe final de podcast. Da, mulțumesc. Extrem de subiectiv ar fi păi ceea da. ce spun. Da, da păi absolut. Dar despre tine acest episod. Atât de exemplu, eu aproape în fiecare zi ascult totul altceva de pe YouTube recomandat de YouTube, că YouTube-ul e ai e făcut după un, un algoritm care îți uh, 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 vede ce asculți și tot îți dă, îți dă, îți hrănești cu... Da, deci, da referitor la muzică. Și visuals. Totul e din 67 până în 73, muzica aia, eu uh, o ascult, da? Deci ascult funk psihedelic, ascult rock psihedelic, classic rock și așa mai departe, ascult muzică, uh, mie îmi place muzică diferită, altfel decât ascultă majoritatea oamenilor. Plus minus diferită. Plus minus diferită, da. Da, îmi place muzica. Emisiunea lui Sergiu Beznițchi se numește plus minus. Metca podmecenă, cum s-ar zice. Adică nici și Da, nu, chestiunea asta e, e, bună pentru că așa ne se întâmplă viețile, știu? Aproximativ. Unu, doi. Îmi place, îmi place o, am descoperit o a, emisiune, podcast, habar n-am, emisiune, cred că, Uh, o rusoaică profesoară de istorie, dusă din țară, evident, pentru că ea nu e de acord cu. Da. Tamara Edelman, îi spune. Tamara Sunt... Edelman. Edelman, da. găsit, da. găsit, e ușor. Da, da, da. Da. Uh, lecții de istorie bine documentate, o foarte bună povestitoare. Deci, poate fi emisiune de două ori, are tema, cu tare, de exemplu. Alexandru cel Bun. Bine, ea, ea are pe personaj, mai da. da. Uh, foarte interesant. Istoria, în general, e un subiect interesant dacă și toate disciplinele, dacă ai profesorul bun. Asta e demonstrat, răs demonstrat de S-ar putea zi, să nu-ți placă la început, dar când dai de... de... Noi am avut așa limba română la facultate. Limba română la facultate de finanțe Mare treabă. Silvia Hârneau, Dumnezeu să o odihnească, uh, indiferent de care și unde toți erau. Ea nu sta niciodată să la ore, nu ți punea doi absențe, n-avea treabă. Toți erau pentru că era interesant. Cotează foarte mult. Uh, lecturi, din nou, trebuie să-ți găsești uh, vibe-ul tău sau frecvența da. ta. Deci cărțile lui Sergiu Beznitschi, cumpărați-le ca să contribuiți și voi la editarea altor cărți. Da, nu, nu altfel, cea, mai recentă, cea mai recentă carte, Oamenii ca păpădiile, e de găsit în librării. E bune, dacă vrei să faci un lucru bun, să simți bine, Uh, poți să o cumperi. Dar nu, că ești și de citit, adică nu faci o donație și gata. Eu Asta e la discreția citit, da. uh, Dar uh, uh, tu citești romanii, cărți de dezvoltare personală da. uh, și așa mai departe. Dă-ne una, două. Bun. Robert Kiyosaki e un bun autor. Uh, din romane, noi am vorbit azi de Irving Stone, uh, foarte bun povestitor și uh, uh, um, scriitor despre, despre oamenii mari. Spuneam, Sigmund Freud, uh, Vincent van Gogh, Uh, uh, Michelangelo, uh, Jack London. Și deci el cercetează ce mi-a plăcut la, la, în cazul lui Michelangelo. Știi? El a petrecut patru ani în uh, uh, localitatea în care s-a născut Michelangelo. Patru ani a petrecut, a mers pe străzile cele, așa... Ca să poată scrie ca să despre... Poată în el totul, cerceta tot și citești cartea aia, mori cât e de interesant, mori și de fain, știi? chestii fine? ne-am amintit de Luminița Țicu, regizor de teatru de la ne -am noi. Ne-am întâlnit la altăieri. Luminița Țicu, ca să facă documentarul despre Ana uh, pentru Shakespeare, uh -huh. Uh -huh. Spectacol Spectacolul spectacol Doc, și eu da. l-am văzut, ea a stat în pușcărie. Bine, nu a fost închisă, dar au scris cereri ca da, să trăiască da, cu da. acei uh, oameni. Da, în pentru în că dacă lucrezi din birou tău și nu treci... fix ca asta. Luminița, te salut și te aștept de cât te aici. Și eu te salut. Alaltă ieri te-am îmbrățișat, azi te salut. I-am un cadou final pentru tine. Ia zi. Un vin. Dar noi, în mare parte, tu ai observat că noi n-am repetat, am totul dintr-o împușcătură fost. Da. Exact așa cum îmi place în ei. Că dacă... Stop! 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 Stop încă dată! Stop încă o dată, da. Și o zis... Din nou filmăm! De atât am spus că îmi place să lucrez cu oamenii din radio. Ei sunt foarte... Dintr-o primă, din radio, știi? Câți ani ai făcut de radio, de tăți? N-am contabilizat. Dacă stau să m -am m -am gândit, place să-i număr. Eu am vreo șapte. Dar eu cu întrerupere am lucrat și cred că vreo, vreo, vreun an și doi, nu știu așa, acolo, pe urmă Radio Play. A, pe eu tot am adunat din tăiat părțile îmi da, da, da. și mi-a șapte. Pe urmă Noroc, vă patru ani, pe urmă Jurnală Femeia, ca să fac doi ani. Cumva, este contactul, oric. tot a fost vă doi fi. ani. Da, da, da. Mult înainte. Da, mulțumesc. Și mult succes cu oamenii ca cu tot ce scrii, cu tot ce faci. Onorat încă o dată zic că ai venit, am un cadou final pentru ție. tine. Un vin de la Castel Mimi, seria Animalian Swines. Să-l într-o zi când o să um, ai, nu știu, emoții pozitive, roze. Într-o zi? Într-o zi. În care ai emoții pozitive. Da, este să vezi... jocuri de cuvinte, le găsiți în cartea Pe Cuvânt, scrisă împreună cu Igor Guzon. Doldora de jocuri de cuvinte. Doldora de Absolut. Mersi că ai venit. Eu îți mulțumesc de invitație. Mi-aș pare rău că s-a terminat timpul nostru de filmare. Mai facem un episod. Liber. Serios? Dar știi ce facem? Altă dată. Nu, nu, nu. Eu zic să facem un episod, gen ceva timp, dar să alegem Tematic, două subiecte, da, da, știi? Da, da. Asta ar fi altfel. Cât am da, o grămadă putem -a. să toarșim din tine. Posibil. Așa și este, nu-i posibil. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Numai bine. Partener general OTP Bank